Prima zi de Crăciun are o semnificație aparte în istoria recentă a românilor. În urmă cu 32 de ani, în această zi, avea loc controversatul proces și execuția lui Nicolae Ceaușescu. Astăzi, la mormântul dictatorului, s-au adunat nostalgicii regimului, au depus coroane și și-au depănat amintiri din epoca de aur. Cântece patriotice, poezii și flori. Este deja o tradiție de Crăciun ca la mormântul soților Ceaușescu din cimitirul Ghencea să se adune simpatizanții foștilor dictatori. Sunt tot mai puțini de la an la an. Trăiesc datorită dânsului, jalnic a fost tot procesul ce a răpus pe Ceaușescu. În 1989 de Crăciun s-a făcut omor păgân. L-am simpatizat. Mi-e place dreptate și adevăr să fiu patriot. Popoiul iubește, adevăratul popoiul iubește. Numai trădătorii nu l-au iubit. Urmă cu 32 de ani, chiar în ziua de Crăciun, se consuma unul dintre momentele cheie ale Revoluției. Într-o unitate militară din Târgoviște, soții Ceaușescu erau judecați sumar și condamnați la moarte. Procesul a durat o oră și 20 de minute, iar la 5 minute după sentință, Elena și Nicolae Ceaușescu erau executați. Au fost împușcați de un pluton de parașutiști chiar lângă zidul corpului de gardă. Întregul proces a avut aspectul unei lichidări extrajudiciare. Soții Ceaușescu aveau să fie ultimii români condamnați la moarte. La scurt timp de la execuția acestora, pedeapsa capitală a fost abolită. Nu recunosc niciun tribunal în afară de Marea Adunare Națională. Moartea lui Nicolae Ceaușescu a marcat victoria deplină a forțelor revoluționare. Difuzarea de către televiziunea română a imaginilor din timpul procesului și execuției a coincis cu începerea vărsării de sânge în capitală și în marile orașe din țară. A fost